Grecia a fost surprinsă de un val de aer rece, astfel că orașul Florina a trecut de la 20 de grade la minus 20 de grade. Un fenomen mai puțin obișnuit, care a instalat un peisaj de iarnă cu imagini de poveste. Un fotograf grec a surprins mai multe imagini care ne duc cu gândul la vacanță. Imaginile au fost filmate în apropierea de Florina, cel mai mare oraș de la granița Greciei cu Macedonia de Nord, iar Vigla este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de schi din Grecia, de pe muntele Verno. Autorul imaginilor a menționat pe o rețea socială că vrea prin aceste filmări să arate lumii că Grecia nu este doar plaje și insule, ci că această țară are o mulțime de munți și stațiuni de schi. Valul de vreme rea Diomidis a lovit în urmă cu câteva zile partea de nord a Greciei și a adus cu el furtuni puternice, vânt și ploi în zonele de pe litoral și căderi masive de zăpadă în zona montană din nordul țării.